să te remarcați și modul în care galeria lui Uș susține favoriții. Probleme de Gospodinov. Până acum Ucluj nu a reușit să pătrundă cu mingea la picior în careul Concordii. Au fost doar jucuri de la distanță, prins însă fără probleme de Gospodinov. Au trecut 10 minute, 0-0 între Ucluj și Concordia Chiajna în etapa a 6-a ligii. Întâi Bergambir. Jean-Claude Bozga, un jucător de origine cameruneză venit de la echipa secundă a Petrolului Ploiești la începutul acestui sezon. Încetează să-și susțină favoriții pe toată durata acestei partide. Petrolului, de altfel, Florinț a fost integralist până acum, la fel ca și Adrian Popa. Rămâne Adrian Popa cel mai utilizat om al Laurențiu Marinescu. Încearcă o pasă filtrantă pentru Toni, recuperează același Marinescu. Stere. Stau foarte bine pe întâi de bucurie și apoi de nemulțumire la decizia asistentului Iulian. Afirmațiile patronului Florian Walter, spunea argentinianul, obiectivul nostru este să ne clasăm între locurile 1 și este ceva mai îndrăzneață, mai cu tupe. Primul loc a arătat că știe fotbal. În deplasare a pus mari probleme. Marin, Vlad Munteanu, Trică sau Alexandru Voltoi, de la care Laurențiu Diniț așteaptă lucruri foarte arduri. Stoica. Pressing făcut de nemțeni. Stoica riscă o pasă pentru Petre Marin, foarte precisă. Pasa lui Stoica va evolua în aceeași serie, promovată însă din serii diferite. Vlad Munteanu, capitanul acelei echipe, un jucător extrem de harnic, foarte bun recuperator, arată deficiențe la lansarea atacurilor, dar l-are lângă el pe Stere, cel care compensează acest lucru. De lui Cebotaru, lansare acum oprită însă de Alin Stoica. Vitinia prelungește, Bălită este un fotbalist destul de surprinzător, Constantinescu, centrare din nou destul de bună, a câștigat Ternic, un atacant care să poți dai mingea, să o țină acolo, să lupte cu puternicii noi ca și a venit în sprijinul defensivei. Între două nou promovate, un meci generalizat din punct de vedere tehnic, dar centrat argentinianul în această parte secundă, o centrare respinsă acum de Stoica, o lansare pentru Radovanović, bună această așezare a lui Radovanović, o pasă printre care nu trece de blocajul lui Stoica și Bozga. Kim în flancul drept, Radovanović nu este bine poziționat, iar Omer Begović pierde, a mai și faultat. Concordiei bate Lucas, a respins mai degrabă Lucas decât Concordia, pare să fie ceva mai proaspătă pe acest final de partidă. Alin Stoica, primită lui Vlad Munteanu. Dumitraș, Omer Begović, centrarea lui Omer Begović, Bozga presat de Radovanović, Alin Stoica faultat. A devenit un jucător foarte important pentru echipa lui Liviu Cebotariu, fostul component al Politehnicii Timișoara. Faultat la Laurențiu Rus, se ridică până la urmă, deși apărarea dinamovistă le permite adversarilor să-și creeze destul de multe ocazii la poarta lui Bălgrădean. Până acum, norocul a ținut cu Dinamo, multe ratări din partea adversarilor albroșilor. Un șut acum are defensiva cea mai slabă după cele 5
5 goluri primite pe teren propriu cu Universitatea Cluj. Petre Marin acum, atacat de Dănciulescu. Petre Marin continuă, însă în această fază este stricată de pasa slabă. Marius Nicolae șutează. Din nou corner. Blocat Marius Nicolae de Alin Stoica. Minutul 15, 0-0 în Ștefan cel Mare, Dinamo Concordia Chiajna. Ilfoveni cu toată echipa în propria suprafață de pe Dania din preliminariile pentru europeanul de anul viitor. Bună centrare în 6 metri expediată de Sârgian Luchin, respinge însă din nou Alin Stoica. Acum Stere pentru pe prima poziție la capitolul pase decisive, alături de Ada Hilton, fiecare are câte 5 gore. Luchin din nou pentru Grigore, care caută să schimbe jocul și adversar pe Marius Alexe să stai cât mai aproape de el, să nu-l lași să preia, pentru că altfel mijlocașul lui Dinamo are o tehnică și o viteză foarte bune pe care le poate exploata. Acum Cătălin Munteanu. A căzut Marius Nicolae de lângă Alin Stoica, a fost o barare acolo din partea fundașului central al Concordiei. Jos încearcă să iasă din apărare cu mingea la picior, foarte frumos trece Cătălin Munteanu, combină acum cu Dănciulescu. Cătălin Munteanu pentru Laurențiu Rus. Bună din nou intenția lui Laurențiu Rus, realizarea mai puțin întins pe gazon. Moții este lângă capitanul Concordiei, Marius Nicolae, blocat excelent de Alin Stoica, abia acum e permis să intre în tricoul lui Dinamo. În 100, în Turcia, echipele de Liga 1 își fac cantonamentele din intersezon. Bozga, destul de complicat a gândit la această fază. Petre Marin a aerisit însă jocul echipei sale, imediat a trimis în stânga, greșește Vitinia, aflat pe tabelă, însă e un avantaj minim, un avantaj care nu este dătător de liniște. Încă Portugalii cu Sporting, dorit de AC Milan. Acum Giacarigia Cone. L-a presat pe Alin Stoica acolo, l-a forțat pe fundașul central al Concordiei să trimită în afara terenului. Foarte bune aceste urcări în ofensivă din partea lui Giacarigia Cone. Munteanu puțin riscant la această fază, sesizase intenția șeptarului dinamovist Alex Bolțoi. Acum Laurențiu Rus poate șuta, o face în blocajul lui Alin Stoica, respinge Vitinia până la Vlad. Bine Dinamo, aglomerează de fiecare dată zona în care încearcă să construiască jucătorii Concordiei. Pasă prea puternică, am intrat deja în secundele suplimentare. Cătălin Munteanu a încercat o pasă pentru Țucu Dean, o minge respinsă de Alin Stoica.